Adunarea numerelor naturale până la 100, fără trecere peste ordin, adică, adunând unitățile de același ordin, suma să fie cel mult 9. O primă situație este aceea când ambii termeni ai adunării sunt formați numai din 10 întregi, adică 40 plus 30 egal. Acest tip de adunare se rezolvă prin analogie cu adunarea numerelor formate numai din unități, până la 10. Știm că 4 plus 3 este egal cu 7. Ce înseamnă 40? Înseamnă 4 grupe de câte 10 obiecte. Și adunând 4 grupe de câte 10 cu 3 grupe de câte 10, vom obține și noi 7 grupe de 10 obiecte, adică 70. Și atunci 40 plus 30 egal 70. Să adunăm acum un număr format din 10 și unități cu un număr format numai din unități, adică primul termen să fie de forma aceasta, cifra zecilor, cifra unităților, plus al doilea termen format numai din unități. Acesta este tipul de adunare și să exemplificăm. 24, iată, 20 și încă 4 unități, plus 3, plus un număr format din 3 unități, egal. Cum gândim în această situație? Descompunem primul termen, cel format din 10 și unități, în 10 și unitățile corespunzătoare. Iată, 24 este format din 20 plus 4 unități. Adăugăm apoi cel de-al doilea termen, adică 3. Asociem acum unitățile. 4 plus 3. 4 plus 3 știm că este egal cu 7. Pentru a compune rezultatul final, avem 20 plus 7 unități. Știm că din 20 și 7 unități se formează numărul 27. Acesta este modul de a calcula oral, mental, prin descompunere. Dar dacă vrem să calculăm în scris, putem așeza termenii unul sub celălalt. Putem scrie 24, primul termen, plus cel de-al doilea termen 3, îl așezăm dedesubt astfel încât cifra unităților să fie așezată exact sub cifra unităților, adică în partea dreaptă. Și acum putem aduna pe verticală. 4 plus 3 este egal cu 7, iar la 10 avem numai cifra 2. Suma este 27. Să adunăm acum un număr format din 10 unități cu un număr format numai din 10 întregi. Este vorba despre o adunare de tipul următor. Un număr format din 10 unități plus un număr format numai din 10. Bineînțeles că putem să schimbăm ordinea termenilor, adunarea este comutativ. 43 plus 30. Cum gândim în această situație? Descompunem termenul alcătuit din 10 și unități, adică pe 43 în cazul nostru, în 10-le și unitățile corespunzătoare. 43 se descompune în 40 și 3 unități. Adăugăm apoi cel de-al doilea termen, cel format numai din 10, plus 30. Știm să calculăm suma atunci când termenii sunt alcătuiți numai din 10 întregi, adică putem și noi să calculăm 40 plus 30. Adunând 10, le vom obține 70 și adăugăm unitățile, adică pe cele 3. Din 70 și 3 unități, compunem și noi numărul 73, care este suma acestei operații de adunare. Acesta este modul de a calcula mental, descompunând termenul format din 10 și unități. Putem să calculăm și în scris, poate mult mai ușor, așezând termenii unul sub celălalt pe vertical. Iată, primul termen, 43, plus cel de-al doilea 30, să avem grijă ca cifra zecilor să fie așezată sub cifra zecilor de la primul termen.
și cifra unităților sub cifra unităților. Și acum putem să adunăm începând de la unități. 3 plus 0, 3, 4 plus 3, 7, adică 73. Să rezolvăm acum o operație de adunare în care ambii termeni sunt formați din 10 și unități. Tipul de adunare este acesta. 10 unități plus 10 unități. Să avem grijă că adunând unitățile între ele sau zecile între ele, rezultatul să fie cel mult 9. E vorba despre o adunare fără trecere peste ordin. Putem spune 23 plus 34. De data aceasta va trebui ca ambii termeni să-i descompunem în zecile și unitățile din care sunt alcătuiți, adică 23 se descompune în 20 plus 3 unități, iar 34 se descompune în 30 plus 4 unități. Iar între cele două grupe avem semnul plus, e vorba despre o operație de adunare. Acum să adunăm zecile între ele și unitățile între ele, adică 20 plus 30 și 3 plus 4. 20 plus 30 egal 50. 3 plus 4 este egal 7. Iar din 50 și 7 unități se compune numărul 57, care este tocmai suma acestei operații de adunare. Acesta este modul de calcul mental, descompunând cei doi termeni. Putem să calculăm însă în scris, așezând termenii unul sub celălalt, cu grijă ca cifra unităților să fie una sub cealaltă, iar cifrele zecilor pe același rând, pe aceeași coloană. 23 plus 34. Începem să adunăm cu unitățile din partea dreaptă. 3 plus 4 egal 7. 2 plus 3 egal 5. Suma este 57.